Peste 127.000 de miei și iezi au fost sacrificați pentru masa de Paște în România. Potrivit datelor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, între 28 martie și 13 aprilie, 127.554 de miei și iezi au fost sacrificați în 46 de centre autorizate și 98 de abatoare pentru ovine. În perioada 28 martie-15 aprilie, inspectorii ANSVSA au efectuat controle în aproape 9.500 de carmangerii, măcelării, restaurante, supermarketuri și hipermarketuri, depozite și pensiuni turistice pentru depistarea neregulilor privind produsele oferite spre consum. În urma controalelor și a deficiențelor constatate, inspectorii au aplicat circa 850 de sancțiuni financiare, care au însumat aproape 5 milioane de lei. De asemenea, au emis 18 ordonanțe pentru suspendarea activității și 11 ordonanțe pentru interzicerea activității unor unități. Totodată au fost reținute 28.000 de kilograme de produse alimentare neconforme. Pentru a preveni eventualele îmbolnăviri, ANSVSA le recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare numai din unități sau spații aflate sub control sanitar veterinar.